Bună și bine ați venit pe canalul meu. Priviți această hortensie cât sunt de drăguțe. O puteți găsi în Dedeman. Ia uitați-le cât sunt foarte mari. Trandafirii aceștia sunt foarte frumoși. Vă mai arăt și alte plantuțe. Ia uitați. Acesta este un cerceluș. Este foarte frumos. Îl vedeți cât ce mare este. Iar acesta este, sunt dafini. Este un dafin mai micuț. Ce vă mai pot arăta? Acestea sunt de curte, special pentru exterior. Asta este o, mai puteți găsi o iedră așa foarte mare. Mușcate. Sunt foarte frumoase trandafiri. Ia uitați-l acesta cât este de mare, alb. Este foarte frumos. Crizantemă. Aceștia sunt pentru exterior. Nu vă supărați. Am găsit trei mușcate. Aici sunt plantele suculente, foarte drăguțe. Aici le-am găsit. 16 lei. Mergem mai departe să vă mai arăt ce am mai găsit. Priviți acești globuri. Sunt foarte, foarte drăguți. Eu mi-am pus acasă în curte și sunt foarte frumos. S-au făcut, chiar au crescut, s-au prins. Ia uitați ce hortensii frumoase. La un preț acceptabil de 32 de lei. Priviți-le cât sunt de drăguțe, ce culori au. Merg mai repede să vi le arăt pe toate, să nu vă plictisiți. Ia uitați că sunt de frumoase. Acești trandafiri. Ia uitați ce mușcate drăguțe. Un ciclam, o culoare foarte faină. Priviți-le cât sunt de frumoase. Ia uite așa această mușcată. Este foarte drăguță. Aceasta este, pot să vă spun că este mentă. Ce drăguță, este foarte, foarte frumoasă și am să-mi cumpăr și eu una. Foarte, foarte drăguță. Am să-mi cumpăr o mentă să o plantez, am să vă arăt acasă ce cum o plantez și unde, pentru că trebuie puțin la un loc mai umbrit, nu foarte, foarte însorit. Uitați-vă cât sunt de frumoase. Chiar am să-mi aleg una dintre ele să o cumpăr. Da, ce vă mai pot arăta? Am ales că aici închei videoul acesta scurt și ne vom revedea în momentul când le vom planta acasă, în ghivece și unde le vom așeza, vă spun despre ele cu tot. Vă las, la revedere!